Iarnă în zona montană a județului Goș și primăvară în zona de câmpie, la Rânca, dar și în restul zonelor montane, zăpada nu a dispărut din peisaj. Vântul a suflat cu putere, iar temperaturile sunt scăzute. Angajații secției de drumuri naționale din Târgu Jiu acționează în zonele cu probleme, iar utilajele dezăpezesc carosabilul încă acoperit de zăpadă. În zona montană a județului Gorj este iarnă în toată regula. Stratul de zăpadă depășește câțiva metri, chiar dacă în zona de câmpie primăvara s-a instalat deja. Drumarii au acționat permanent pe drumurile naționale din zona montană, chiar dacă viscolul puternic le-a făcut mari probleme. La Rânca ninge, noaptea ninge, ziua soare. Au fost două zile cu viscol foarte puternic și fapt ce ne-a împiedicat să începem chiar o escaladare, să zicem așa, înspre vârful Păpușa. Oricum o vom face, vă spuneam, cu domnul director Bratu, cu domnul prefect Ciprian Florescu, cu jandarmii montani și, bineînțeles, cu cei de la Salvamont. Pericolul în zona montană este foarte mare, iar riscul producerii unor avalanșe este unul major. Drumarii speră că vremea le va permite să intervină și pe Transalpina pentru a se apuca de dezăpezire. Rupând zăpada de la baza muntelui, avalanșa clar că se pornește, dar o mai topește soarele, o mai mănâncă vântul, mâncătorul de zăpadă, vântul ăla de primăvară, cum ziceau părinții noștri, și poate mai plouă. Sperăm să ne ajute și vremea și să începem activitatea de dezăpezire. Dar ninge și pe 7A, la Momârlan, cum zic eu, pe Jieț. De două zile am, fiecare dimineață am intervenit, acolo este un drum destul de frecventat pentru că încă se schiază la Vâlcea, la Vidra. Vremea va fi frumoasă în zilele următoare, însă de vineri meteorologii anunță că vremea se va răci, iar ploile vor fi prezente și în județul Gorj.